Și o ultimă întrebare, un creștin poate fi fotbalist? Poate să devină din creștin fotbalist cum vrea. Din fotbalist creștin mai greu. Asta a fost o glumă? Sau? Nu mă întrebă ce am spus. Nu sună adevăr, dar ce? Sportul este incompatibil cu viața de credință. Nu se poate. Sportul naște idoli. Și cei care sunt atrași spre sport devin întinători la idoli. Sportul este o industrie murdară. Sportul este o pasiune care îți ocupă timp, ție și altora. Și inima nu poate fi dată deopotrivă și unuia și altuia. Sportul, în aparență, este o activitate socială amorală, în aparență. Dar, în fond, sportul a evoluat puternic după anul 1900. Dacă citim în istorie, în secolele 6-7 înainte de noastre, când au apărut Jocurile Olimpice, ele au fost socotite jocurile aceste sporturile ce erau atunci ofrande aduse zeului Olimp, de unde le-a rămas numele până ziua de astăzi. Știți că Jocurile Olimpice au fost luate doar în jurul anului 1900. Creștinismul a interzis aceste Jocuri Olimpice în primele secole. Au revenit, nu spuneam, doar pe 100 de ani. Ele au menirea, în esența lor, să împlinească nevoia sufletească a oamenilor. Să fie un surogat, adică un produs care îți satisface o împlinire, dar nu tot sănătos. Pentru că împlinirea noastră, pasiunile, trebuie să fie dăruită pe omul și să se consume prin activități sfinte. Ori nu va putea nimeni să spună, frate, eu cel mai bine memorez sau înainte de meci și proverbe după. Mai mult. Nu se poate. În așteptarea fluierului de început al partidului de către arbitru, tu te-ai deconectat și după ce fluier arbitru, aia nu șterge nimeni. Rămân comentarii. Rămân toate acestea. Fratele Zaharia Vica spune asta așa în chiar. S-a dus cumva la adunare și mai avea două ore până să plece cu trenul spre casă. Și îi spune păstorul, frate, stai și discută cu tinerii noștri. Și el îi întreabă, măi băieți, în ultimele 24 de ore sau nu știu cât a spus, a pierdut vremea, a fost mare. Am pus mai multe lucruri. Spunea că nu-i păstor, nu vă spun ce, predicați-mă la sus. Când eu sunt cu mâna pe sus, am închis Biblia și am zis, cel puțin încă 24 de ore, voi nu spate vorbi, plec acasă. Sunteți afectați. Nu se poate să îți dălești mintea. Și, nu se poate. Nici dacă pare ceva, repet, că este amoral și impăcătos. Nu. Este ceva ce te atrage, te pasionează și plăcerile noastre, menirea noastră în lumea aceasta este mult mai înaltă. Dacă un creștin crede că aceste lucruri pot să-l satisfacă și la același timp să rămână creștin și că își poate îndeplini menirea pe pământ, se ceară. Dumnezeu să vă dea har. Amin. Să înțelegeți că suntem în tranzit, ne îndreptăm spre cetatea cerească și trebuie să trăim ca niște lumini în lume, luminând și pe alții, ca Dumnezeu și că ei să-i mântuiască. Pentru că ajungând în final, să putem spune că am tranzitat cu succes, pustia lumii. Nu s-a pierdut nimeni pe drum. Și toți cât am trecut Marea Roșie, am ajuns biruitori în Canaan să moștenim. Amin. Amin.